Calea Romanilor din Arad pare să fie zona pilot pentru realizarea pistelor pentru bicicletele din municipiu. Felul în care arată aceste piste însă e de natură să provoace fie nervi, fie crize de râs. Probabil proiectanții s-au gândit la niște piste multifuncționale din punct de vedere sportiv, pentru că, după cum puteți vedea în spatele meu, din 20 în 20 de metri, biciclistul este obligat să se dea jos de pe bicicletă, să parcurgă un metru pe jos, după care să se urce din nou pe bicicletă. Asta cu siguranță îi va întări mușchii picioarelor, astfel că din punct de vedere sportiv și al sănătății, cu siguranță va fi un om mult mai sănătos decât cei care circulă pe niște piste de biciclete normale, cum sunt cele, eu știu, din Ungaria, din Austria, din Germania și așa mai departe. Bineînțeles că bicicliștii recurg la alte soluții, fie circulă pe partea de trotuar destinată pietonilor, una foarte îngustă, fie o iau pe șosea, expunându-se ca și până acum pericolului de a fi loviți de mașini. Eu spre școală mă duc pe partea asta și facem slalom, iar există zone în care pentru pietoni ori te lipești de tufă, ori de zid. Aiurea, inutil, absolut inutil, haotic, negândit, dar plătim din buzunar. Nu spune, nu, trebuie fără. Ce faceți când dați de un stil din ăsta în față? Trebuie să-l ocolești, normal. Se circulă și în stânga și în dreapta și... Deci circulă oamenii și în stânga, mă refer, și în dreapta. De remarcat și faptul că studiul de fezabilitate pentru realizarea circa 40 de kilometri de piste pentru biciclete în municipiul Arad a costat peste 130.000 de lei. Dacă și restul investiției va fi realizată în același mod, se poate spune că banul public a fost pur și simplu irosit.